Este total atipic să vorbești despre expoziție fără să vezi lucrările. Nu știu dacă dumneavoastră l-ați văzut. Atunci vom face un exercițiu de imaginație și este evident că aveți capacități serioase în acest domeniu al imaginației. Tablourile, de fapt, sunt picturile, vedeți, sunt o sugestie așa în afiș. Dar vă spun eu despre ce este vorba. Sunt convins că când erați mici, ați luat o coală de hârtie, ați pus apă pe ea și apoi ați stropit-o cu cerneală și v-ați uitat unde se duc așa zone. Pe urmă, mai târziu, când ați făcut facultatea, v-ați dat seama că sunt niște imagini microscopice, nano, cum se spune acum, pe care natura le-a rezervat și le-a pus acolo la un moment dat. Vă amintiți ceea ce spuneam cu aceste fluide aruncate pe difuziune de apă pe o planșă în jocurile copilăriei? E bine, pictura nu are nimic de a face cu așa ceva. Glumesc, desigur. Pentru că, de fapt, acest joc pe care pictorul îl propune și îl puteți vedea din această sugestie, este greu de încadrat într-un element figurativ. Când auzi de pictură și de un pictor, te aștepți ca pe pânză, pe panel, pe hârtie, să vezi ochi-ochi, nasul-nas, ureche-ureche. Exagerez în continuare pe acest plan. Este și o zonă pe care o delimităm foarte strict, așa inginerește, îi spunem abstract sau non-figurativ, în sensul că nu vedem ochi-ochi, nu vedem nasul-nas și nici urechea-ureche. Este o zonă acestui abstract pe care natura îl probează și îl exercită peste tot. Ducând gândirea la abstract, practic tot ce se întâmplă în natură este o pictură abstractă, non-figurativă. De ce? Pentru că cea mai abstractă imagine este cea plină de formă, care recunoaștem forme. În pictura abstractă recunoaștem cele mai multe forme. Recunoaștem atât de multe forme încât inclusiv autorul acelei imagini va fi uimit. Artistul Constantin Mihalache tocmai în această imagine excelează. Are o coordonare științifică. Super, super. Deci tot ce vă spuneam este acest fluid în dispersie pe care spuneam la un moment dat. Sunt multe lucruri care se întâmplă în timpul creației, în timp ce artistul pictează. Este vorba de acril și ulei pe panel, care este un pic lucios și permite această alunecare, dar și pe pânză. Nu vă veți da seama foarte ușor de diferență, pentru că efectul este același semn că arta artistului este foarte coerentă și foarte puternică. El, folosindu-se de capacitățile suportului tehnic pe care se exprimă. Spuneam că am crede la un moment dat că aici, de fapt, nu Constantin Mihalache pictează, ci hazardul, întâmplarea. Eventual ceva legi ale capilarității, ceva fizică mai mult. De fapt, totul este extrem de savant pus în pagină, pus în temă, cu o mare abilitate. Și când zic abilitate, vorbesc de sensuri profunde ale acestui sens, al acestui termen. Mă gândesc la artă, până la urmă, ceea ce se întâmplă aici, pentru că artistul ne duce spre aceste zone în care recunoaștem poate gândiri, visuri, recunoaștem imagini, recunoaștem o serie de compoziții pe care le-am gândit. Ceea ce recunoaștem însă foarte bine în aceste imagini, nu aici pentru că nu este o imagine foarte bună, ci direct în contactul cu opera de artă, este vorba de jocul cromatic. Extrem de subtil, extrem de puternic, extrem de clar, aproape gândirea noastră l-am crede la un moment dat imposibil pentru un artist, în fața un artist care lucrează la Chevalet. Acest joc este o combinație anume, vulcanică, explozivă, dar în același timp romantică. La un moment dat ne ducem spre zone de gândire pe care ne le sugerează armonia frazei picturale, armonia liniei, așa cum spuneam, se întind în suprafețe care la un moment dat ne sugerează fenomene meteorologice, ne sugerează de asemenea un apus de soare. Această nevoie de raportare este permanentă în orice proces de observație a unei opere de artă. De aceea, pictura lui Constantin Mihalache este
extrem de puternică și extrem de vibrată tocmai din acest punct de vedere, că la un moment dat s-ar putea să ne lăsăm vrăjiți și să renunțăm la aceste căutări. Să încercăm să ne asumăm imaginea creată, care este de o diversitate fantastică, de un joc. La un moment dat, chiar aici, vedeți în aceste trei exemple, avem o mare, la mijloc, o mare japoneză. Japonezii au fost absolut cuceriți de această imagine și s-a lăsat cu o diplomă și cu o apreciere serioasă la această imagine. Iar alături vedem o nebunie, o nebunie de anii 20, de avantgardă, dacă putem spune așa. Repet însă, aici este foarte sugerat, foarte punctat, foarte accentuată linia. În realitate, subtilitatea cromatică este mult mai puternică. Aici vedem probabil penelul, cum a fugit el. În realitate sunt de fapt valuri de culoare care se întrepătrund, care difuzează între ele, care cuceresc spațiu, pentru că, încă un aspect, nu este niciun colțișor lăsat deoparte. De aceea nu poate fi vorba de hazard. Hazardul nu are această tehnică a punerii în pagină, pe care artistul o are și o exersează. O tehnică a punerii în cadru vizual și crearea senzațiilor pe care le realizează o pictură și de care întâmplarea nu ține cont. Și să știți sigur că avem nevoie de aceste elemente de subtilitate ale unui creator, a celui capabil de magia creației, a celui care vede aceste imagini și, spre deosebire de noi, poate să le și transpună în acest plan simplu al picturii de șevalet, culori de ulei, culori de acril. Culoarea de acril este uleiul vremurilor contemporane, o tehnică foarte interesantă, bineînțeles cu alte valori ale suprafeței cromatice față de uleiul, care este mai ușor de modelat, și asta o știm de câteva sute de ani. Următoarele sute de ani vom vedea și ce poate culoarea de acril. Este o culoare a zilelor noastre, numiroase așa ca uleiul, sicativul și alte elemente tehnice sunt mai reduse și veți constata asta de cum intrați în sala de expoziție, care altfel ar risca să miroase ca un atelier de pictor foarte concentrat pe opera asta, că nici nu-și mai dă seama la un moment dat ce se întâmplă. Este extrem de dinamic tot ce se întâmplă aici. Eu am văzut lucrările maestrului cu cam 2 ani în urmă. Nu este vorba neapărat de o evoluție, ci este practic o continuare de o intensitate fantastică a creației de care Constantin Mihalache este capabil și promite. De aceea găsim aici o doză de așteptare în expoziția care se desfășoară minunat în două spații, în două săli. Jos este o expoziție foarte coerentă, se citește, de fapt nu se citește, se aspiră, se cuprinde dintr-o privire toate aceste lucruri și există și chemarea de a ne opri în fața fiecăruia cadru, de a-l înțelege, de a-l pătrunde, și nu m-ar mira dacă vor deveni toate aceste lucrări coperți pentru cărțile dumneavoastră și pentru rapoartele viitoare anuale ale INACO. Erau doar o sugestie, nici nu știu de ce am spus asta. Aș merge cu ele oriunde lume, să știți, nu am absolut nicio, este un limbaj universal atât de bine susținut și cu siguranță lumea tehnică, celor care înțeleg fenomenul tehnic, este absolut cucerită de această realizare, în care, repet, nu este vorba de un hazard mecanic, reproductiv, fotografic, ci este vorba de maestria tehnică aparte a unui artist, care a dezvoltat-o în așa fel încât să-și poată exprima gândurile și prea plinul de observație estetică și plastică în această formă minunată. Este, pe de altă parte, o pictură deosebit de modernă, greu de cadrat, universală și, ceea ce spuneam la un moment dat, creează așteptarea lucrărilor și expozițiilor viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție!